Câinii din Mediaș pot să latre nestingheriți în continuare. Consilierii locali nici n-au vrut să audă de amuțirea patrupedelor. Inițiatorul propunerii bizare s-a ales cu un cadou inedit din partea unei localnice. Propunerea care susținea amuțirea câinilor gălăgioși a fost discutată în ședința lunară a consilierilor locali din Mediaș. Potrivit acesteia, stăpânii patrupedelor care au înlătrat strident trebuie obligați să-și opereze animalele la corzile vocale pentru a reduce numărul de decibeli. În timpul ședinței, colegii au explicat politicos consilierului că propunerea sa este aberantă. Convenția Uniunii Europene pentru protecția animalelor interzice categoric tăierea corzilor vocale sau secționarea, din punct de vedere medical, poartă denumirea de secționare. Pentru acest lucru trebuie ca să înțelegem că la nivel central există o autoritate națională sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care, potrivit legii, are atribuții pe linia protecției animalelor. Pentru orice sesizare, pentru orice reclamație, ne putem adresa acestei autorități naționale. La finalul ședinței, consilierul a primit un cadou din partea unei localnice care are acasă doi câini. Da, eu am venit în legătură cu câinii maidanezi și cei cu... sau fără stăpân, rasă, fără rasă, corzi vocale. Dar eu vreau să rezolv situația pentru dumneavoastră personal. Și vă fac cadou. Și atunci am rezolvat situația cu 2 lei. Pare foarte rău, nu vă jignesc. Nu vreau, e cu respect. Dar până atunci, pentru că ne-ați spus într-o singură zi pe toate posturile. Pe toate. Vă rog frumos să mai cumpărați încă 4, 5, 6 și să le dați și la vecinii mei și la cei care sunt implicați în această situație. Dacă dumneavoastră considerați că cu acest pliculeț rezolvați problema acestor. Dacă dumneavoastră ați considerat că rezolvați problema pur și simplu, spunând ceva, necunoscând legea, am rezolvat și eu cu 2 lei. Chiar dacă ideea s-a stârnit un val de reacții negative, consilierul care a inițiat propunerea este hotărât să meargă mai departe. Deocamdată susținem această problemă. Eu sunt informat cu privire la acest capitol și vă declar că acest subiect este închis. Deocamdată ne mai informăm cu privire la acest capitol și vedem ce e de făcut. Sunt și alte modalități pentru a aplana această situație. Țin să-i mulțumesc pentru acest cadou, dar o rog ca să mai cumpere câteva asemenea, cum le spune, ca să poată să pună și la ceilalți vecini și la ceilalți din oraș. Nu le luați dopurile până la urmă? Nu, domnule, și-a relas acolo, poate are nevoie altcineva de ele. Și asta nu e tot. La ieșirea din sală, consilierul a fost aspru dojenit de un coleg pentru ideea sa. Este Germania, este Franța, este Spania, este alte țări civilizate în care se poate rezolva. Câinele nu suferă absolut nicio problemă. Și tu? Bineînțeles. Și nu se face așa ceva. Nu se face dacă e contrar legii și dacă s-o da lege cu primirea noastră voastră, trebuie găsit o modalitate de a rezolva acest. Trebuie găsit o modalitate. Exact. Și nici de cum să tai corzile la cât. Nu le tăie, nu. Le face o mică incizie și cu asta am terminat. Incizie tăitură? Nu, domnule, o mică tăitură, dacă zici așa. Dar nu-i scoatem corzile vocale la cât apare. Consilierul local susține că va căuta în continuare soluții pentru a-și găsi liniștea.